Săptămâna verde s-a încheiat la grădinița Albinuța din Făgăraș cu un carnaval eco al costumelor realizate din materiale reciclabile. Asta după ce întreaga săptămână copiii au avut fel de fel de activități, printre care și plantare de flori. Așadar, timp de o oră, micuții au făcut parada costumelor în jurul grădiniței și au dansat, au ascultat muzică, avându-i ca spectatori și pe făgărășenii care locuiesc în blocurile din zonă și care au ieșit la balcoane să-i admire pe micuții preșcolari. Thank you.